De ce am vrut să dau la medicină? Am vrut să dau la medicină din foarte, foarte multe motive, așa, și nu mi-am dat seama decât târziu. Îmi doream foarte multe lucruri și ca să le îmbin pe toate, mi-am dat seama că medicina este combinația perfectă. De ce? De exemplu, din dragoste pentru oameni. Doream foarte, foarte mult și îmi doresc să ajut oamenii. Extraordinar de serios vorbesc, din tot sufletul. Adică ce vorbesc acum e super serios. O să tai asta. Adică, de ce? Și chiar îmi doream, știi cum, să fiu acea persoană la momentul potrivit, la locul potrivit. Să pot să fii capabil să fii acolo pentru cineva. Mi se părea extraordinar. Adică tot timpul, în momente decisive, oamenii, când sunt bolnavi, sunt foarte emotivi. Foarte emotivi și îți dai seama, orice om în bolnav, orice om în dureri, e altceva, e total altă persoană. Și tu atunci să poți să aduci, să fie un moment decisiv în viața lui și tu să poți să faci o diferență, mi se pare extraordinar. Și pentru dragostea de știință. Adică în medicină sunt atâtea, atâtea ramuri, știi, încât, nu știu, poți să excelezi în orice. De exemplu, dacă dorești să fii cel mai bun dintre cei mai buni în medicină, să știi că ai ocazie. Adică chiar poți să faci asta. De exemplu, mi-aș dori să mai merg și în alte țări să învăț. Să învăț, de exemplu, nu știu, și să cunosc alte tipuri de sisteme medicale, de exemplu, în Germania, poate în America, poate cine știe, dar îmi doresc să mă întorc. Care e visul meu așa? Să, nu știu, să câștig destui bani, să am cu ce să mă pot întoarce aici, să investesc într-o afacere cu echipa mea, să-mi pot alege oamenii alături de care să lucrez și să, nu știu, să fim super, super buni așa. De ce? Pentru că asta este România și asta este țara mea. Vorbesc foarte serios. Adică, dacă eu nu mă întorc, cine să se întoarcă?